sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un accident înfiorător a fost surprins de camerele de supraveghere de pe o stradă din Tiraspol. Un tânăr a fost izbit din viteză pe o trecere de pietoni. Agitație mare la piața centrală, unde comercianții au început să se pregătească pentru luni, când vor începe din nou să-și vândă produsele. COVID-19 a mai făcut o victimă în țara noastră. Un bărbat a murit la Spitalul Republican din capitală, iar bilanțul deceselor ajunge la 289. A mai fost anunțat un deces din cauza coronavirusului, iar bilanțul celor care au pierdut lupta cu COVID-19 ajunge la 289. Totuși este înregistrată o creștere în rândul celor tratați. În 24 de ore sunt 177 de vindecați. Bărbatul de 78 de ani din Ialoveni s-a stins la Spitalul Republican. Până la această oră, în țara noastră au fost înregistrate 7896 de îmbolnăviri. Dintre acestea, 1590 sunt angajații sistemului de sănătate. În stare gravă se află 258 de pacienți. Alți 116 suspecți la coronavirus au fost internați în centrul COVID-19. Până acum s-au tratat 4455 de oameni. Centrele comerciale se redeschid mai devreme. De pe 8 iunie, mall-urile își reiau activitatea, însă cu anumite restricții. Comisia pentru Sănătate Publică a mai decis că Paștele Blajinilor va avea loc pe 6, 7, 8 iunie, iar transportul public nu va circula în capitală și la bălți în weekenduri până în iulie. Aflarea în centrele comerciale va fi permisă doar în buticuri, în rest restaurantele, cafenelele sau locurile de agrement, precum cinematografele și terenurile de joacă din interior vor rămâne închise. Altă decizie este reluarea, începând cu 1 iunie 2020, a activității integrale a instituției publice, agenție, servicii publice, cu asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19. Din 5 iunie se va permite oficierea slujbelor în lăcașele sfinte cu respectarea măsurilor de siguranță. Nici Paștele Blajinilor nu va fi anulat, anunță premierul Ion Chicu, deși recomandă oamenilor să nu plece la cimitir în grupuri, iar dacă se poate să le evite în general. Eu, din păcate personală, am ambii părinți decedați, dar în acest an nu o să merg 7 sau 8. O să mai aștept o perioadă și o să mă duc, cum am dus de fiecare dată, la cimitir și eu rog toți oamenii responsabili să mențină această atitudine și să mergem atunci când riscul va fi limitat sau minimizat. Până pe 30 iunie, adică până se va încheia starea de urgență în sănătate publică în municipiile Chișinău și Bălți, transportul public nu va circula în weekend. Totuși, restricțiile impuse nu au fost respectate săptămâna anterioară la Bălți. Suplimentar, în Chișinău și Bălți, nici pe data de 8 iunie, când este zi liberă, nu va funcționa transportul public. Anii trecuți era oferit transport public gratuit până la cimitir în zilele în care era marcat Paștele Blajinilor. Anul acesta, instrucțiuni clare despre sărbătoare nu au fost anunțate încă. Mitropolia Moldovei a emis un comunicat în care doar roagă inoriașii să se abțină de la mesele copioase în cimitire și să nu formeze grupuri mari. Ce măsuri se vor lua de Paștele Blajinilor a încercat să afle colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Autoritățile au decis totuși ca sărbătoarea de Paștele Blajinilor să aibă loc pe data de 6, 7 și 8 iunie. Nu este clar însă cum vor fi marcate aceste zile. Am încercat să aflăm de la administrația cimitirelor dacă oamenii vor trebui să respecte un anumit regulament, dar aceștia ne-au spus că îl vor stabili abia luni. Cert este că oamenii vor trebui cu siguranță să respecte niște norme de igienă care erau de altfel și până acum. Mai mult, aceeași comisie care a decis ca sărbătoarea să aibă totuși loc a hotărât ca în aceste zile transportul public să fie sistat. Am încercat să aflăm de la responsabilii de la primărie dacă oamenilor care vor dori să vină totuși la cimitir în aceste zile li se va pune la dispoziție transport gratuit, așa cum era și în ceilalți ani. Dar nu am putut să aflăm un răspuns, întrucât nimeni din responsabil nu ne-a răspuns la telefon.
Totodată, cei de la Mitropolie au emis un comunicat în care îndeamnă oamenii să renunțe la mesele de pomenire în această zi. Nu este clar nici dacă comercianții care anii trecuți își vindeau florile, lumânările sau alte lucruri pe marginea drumului aici în preajma cimitirului vor putea să o facă și anul acesta. Pretorul sectorului Rușcani nu a vrut să discute cu noi la acest subiect. Astăzi aici vedem totuși că unele magazine și gherete din preajmă și-au reluat activitatea. Unii comercianți ne-au spus că vor lucra în aceste zile, iar alții au spus că nu știu nimic și așteaptă ca șefii să ia totuși o decizie și să-i anunțe. Deocamdată atât de aici, cu mai multe detalii vom reveni în jurnalul de la ora 20. Tatiana? Daniela, îți mulțumesc. Comercianții de la Piața Centrală se pregătesc cu nerăbdare de redeschidere. Astăzi aceștia au făcut curățenie și au dezinfectat rafturile. Oamenii spun că nu mai pot sta acasă. Nu se așteaptă la foarte mulți cumpărători luni, dar speră că vor face măcar ceva bani pentru mâncare și servicii comunale. Au rămas două zile până la deschiderea pieței centrale, iar comercianții au început pregătirile de astăzi. De dimineață și-au adus marfa, au făcut curățenie generală și și-au aranjat produsele pe rafturi. De 3 ani, Eugenia vinde produse de igienă. Azi și-a luat bureta și s-a apucat să facă ordine în ghereta sa. Spune că nu are așteptări mari, dar speră că vânzări vor fi după redeschiderea pieței. Fac curat, ne pregătim pentru deschidere. Nu mi-a închipă ca să deschidă și să vie lumea. De cum s-a deprins să ducă la magazine să cumpere, știți? Și acolo totuși în magazin intră mai puțină lume. De treabă s-a apucat și Igor, împreună cu alți bărbați, și instala rafturile pe care până luni va aranja echipamentele tehnice pentru vânzare. Virusul lor nu de la voi, la oameni s-o pierd. Noi cu mască, cu mănuși, cu mușel. Forfătoiera și la tarabele cu biscuiți și ciocolate. Lidia, care lucrează de 20 de ani la Piața Centrală, spune că a răsuflat mai ușor când s-a văzut în ghereta sa. Acum i-a rămas să-și pregătească marfa și să aștepte cumpărătorii. Mi-a adus produsele. Eu cred că deocamdată până când lumea o să deprindă, să vadă că piața este deschis, eu cred că mai puțin cumpărători. Noi când înainte de să închide piața au fost o prevenire și am vândut practic tot, puțin marfă ce a rămas în gheret. Pandemic bude praznic. На базар серйозно. Все буде гулять, може алкоголь буде. А дома зачем? Ми дома стоїм 3 місяці. Зараз весь буде праздновати пандемію. De dimineața a venit și Elena, așteaptă cu nerăbdare ziua de luni, iar astăzi schimba marfa de iarnă pe cea de vară. Comunale și cu mâncare foarte greu. Și așa vânzarea era foarte slabă, dar la moment nu știu cum ne-am descurcat. La 3 luni noi am rămas chiar în zero. Nici produse, nici bani. Am avut banii care erau rezerva și le-am cheltuit. Și acum, da, mă mișim, recuperăm tot. Cam nici rău, nici bine, așa. O zi o leacă vindem, o zi nu vindem. Lumea mea cred că n-are bani, că să vii să cumpere tot. Pe 31 martie, din cauza pandemiei, Piața Centrală a fost închisă. După mai multe proteste, autoritățile au decis redeschiderea începând cu data de 1 iunie. Totodată, Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a impus o serie de reguli de funcționare a pieței. Așadar, intrările și ieșirile pentru cumpărători vor fi separate. Comercianții trebuie să fie echipați cu măști, mănuși și dezinfectant. Între locurile de comerț este obligatoriu să fie distanța de cel puțin 2 metri. Luni, ANSA va inspecta activitatea agenților economici, iar cei care nu vor respecta regulile impuse vor rămâne fără autorizație de funcționare. Un mecanic auto cu o mare pasiune pentru muzică este cel mai talentat român în 2020. Radu Pălăniță a câștigat 120.000 de euro în finala România au talent. Radu Pălăniță! Radu a rămas fără voce, vă spun. I did it my way. Pentru prima dată și participanții de pe locurile 2 și 3 s-au ales cu premii, cum a fost finala României au talent într-un format de pandemie, vedeți în jurnal.
Un tânăr de 22 de ani a murit pe loc. Noaptea trecută la Tiraspol s-a întâmplat după ce o mașină l-a izbit în plin chiar pe trecerea de pietoni. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum doi oameni merg pe trotuar. Ulterior, aceștia se îndreaptă spre trecerea de pietoni. Unul se oprește la marginea carosabilului, celălalt însă traversează fără a privi în stânga sau dreapta sa. Acesta este izbit în plin de o mașină care circula cu viteză și a aruncat la câțiva metri distanță. Impactul a fost atât de puternic încât încălțămintea i-a fost smulsă din picioare. Potrivit presei locale, din cauza rănilor grave, tânărul de 22 de ani s-a stins pe loc. La volanul automobilului se afla un tânăr de 23 de ani. Presa de la Tiraspol scrie că acesta nu era în stare de ebrietate. Chiar și așa, din imagini, nu se vede că șoferul ar fi frânat pentru a evita impactul. Acesta ar fi declarat oamenilor legii că nu a observat pietonul. Tragedia s-a întâmplat la miezul nopții, la intersecția străzilor 25 octombrie și Anatolie Lunacearski. Poliția investighează circumstanțele în care s-a întâmplat totul. Miile de oameni pe biciclete, voia bună și străzile închise pentru velohor au rămas amintiri pentru participanți. Evenimentul grandios a avut o amploare mult mai mică anul acesta din cauza pandemiei. Totuși, cei mai curajoși nu au renunțat și au venit în piața Marii Adunări Naționale. 3, 2, 1, păiată-mi! Până când vii și este piața plină și găsești persoane de interes comun și mai faci cunoștință cu alții. În condițiile de azi, ieșim doar cu cei cu care deja ne cunoaștem. Și în acest an urma să fie la fel de vesel și aglomerat, însă nu s-a întâmplat tocmai așa. Iar pentru a încuraja puțin sportivii a fost organizat acest eveniment, unde au venit doar câțiva cicliști. Este traseu preconizat pentru velohoră, dar în condițiile noastre de izolare și de distanțare socială, îl parcurgem ori în grupuri mici, ori individual, la o anumită distanță. Nici vremea nu a fost de partea lor, însă nu i-a oprit. Temperatura e mai joasă, am trecut deja, era mai cald. Sportul nu importă, e fric sau cald, mereu trebuie făcut sport, independență din temperatură. Dacă în anii precedenți mai multe străzi din capitală erau închise pentru a organiza cursa de ciclism, astăzi sportivii au trebuit să se descurce singuri, respectând regulile de circulație. Unii au optat pentru o plimbare în parc. Боевой настрой? Ну так, как бы это прогулка, это не соревнование, ничего. Так, хоть для поддержания формы, для здоровья. Pentru a imortaliza momentul, cicliștii erau fotografiați de organizatori în piața Marii Adunări Naționale. Мы, конечно, не опускаем руки, мы ещё надеемся, что, может быть, в этом году или обязательно в следующем году мы всё-таки проведём велохору в один из прекрасных дней. А сейчас мы хотим, чтобы про велохору помнили, чтобы по ней скучали и делились своими крутыми фотками на фоне вот этой стартовой финишной арки. Я надеюсь, что через неё как можно скорее проедет тысячи человек. Pentru prima dată velohora în țara noastră s-a desfășurat în 2011. Evenimentul aduna mii de cicliști. Proprietarul portului Giurgiuleș numește ultima decizie a Curții de Apel Chișinău o tentativă de expropriere a investițiilor europene. De curând, magistrații de acolo au decis să interzică un transfer de bani din partea operatorului portului pe conturile asociatului olandez. Firma dă vina pe fostul investitor de la Giurgiuleș, dar și pe judecători care ar favoriza atacurile Raider. Curtea de Apel neagă acuzațiile, iar fostul proprietar, care este și director al rețelei Bemol, vorbește despre manipulare. Proprietarul portului Giurgiuleș spune că de acești bani pe care trebuia să-i transfere asociatului olandez urma să beneficieze inclusiv Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Somația în cauză a fost emisă în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea Bemol împotriva unuia dintre beneficiarii finale ai operatorului portului, hotărâre care este contestată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Somația respectivă constituie de fapt o expropriere ilegală atât a investitorului olandez în cadrul portului Danube Logistics Holding BV, cât și a Baird, scrie proprietarul portului Giurgiulești. Baird nu a venit deocamdată cu o reacție la subiect. Curtea de Apel Chișinău a refuzat să comenteze subiectul. Toate circumstanțele de drept și de fapt
Au fost expuse în decizia adoptată de către Curtea de Apel Chișinău și alte comentarii nu pot fi. Fostul investitor al portului Giurgiulești vorbește despre o încercare de manipulare din partea actualului proprietar Thomas Moser. Aceasta este încă o modalitate de șantaj și manipulare din partea protectorilor domnului Thomas Moser. În pofida acestei presiuni, noi vom continua să ne apărăm dreptul nostru legitim în raport cu debitorul Thomas Moser, menținând poziția de a nu leza interesele companiei Danube Logistics. În 2011, compania pe care o deține omul de afaceri Thomas Moser a devenit principalul operator și investitor al portului Giurgiulești. Moser susține că în 2014 fostul administrator Rafic Aliev, actualul director al BMOL, ar fi recurs la presiuni încercând să-l deposedeze de afacere. Aliev l-a acuzat pe Moser că ar fi intrat ilegal în posesia portului și l-a atacat în judecată în Marea Britanie, Olanda și Moldova. Dar toate instanțele, inclusiv cele internaționale, i-au dat dreptate actualului proprietar al companiei care deține portul. Cu WC-ul în spatele curții, așa era acum 1000 de ani, așa este și acum pentru majoritatea moldovenilor. Statistica arată că doar 3% din cei care locuiesc la sate au canalizare. Datele sunt la fel de triste și în raport cu alte state, țara noastră fiind codașă în clasamentul celor cu acces la toaletă. Canalizare în sat aveți? Care merg mașinile? Nu m-a întrebat mine, baba, nu, eu nu ies din o gradă. Unii nu au, iar alții nici nu știu ce înseamnă. Asta e Moldova secolului 21, cea în care avem internet de mare viteză mai în fiecare casă. Canalizarea, dar și WC-ul ne-a rămas tot în spatele curții. O, săpă, asupă, săpă, asupă. Și mai aveți loc în grădină de săpat de astupat? Am, bă, prost. Cei care însă au obosit de săpat gropi au trecut la metode mai avansate. Vine mașina și este anumit gaură unde introduce șlangul și o curățit și... Da, și ca atare, cam tețat așa. Mătușa Nina spune însă că la WC-ul din curte se simte ca la oraș, întrucât are closet în toată regula. Facem curățenii, punem clor, cât. Aici la WC ați pus o ușă. De la casă ce vechi. Situația se complică iarna, așa că unii i-au făcut și termoizolare. E mărit cu linol de jur pe jur și în... Înăuntru cu minvate. Cu bar, cu crască, cu tot părerea. Când? Acum înainte de Paște? Da, păi înainte de tot. Să intri la babă, să vieți curățări. Stătenii spun că visează la condiții bune, firești, pentru țările înalt dezvoltate, un lux însă pentru cei de la noi, întrucât nu sunt bani și nici suport din partea statului. La noi e foarte mult, sau obicei din pierne, înăuntru. Mizeria fiecare, avem câte o groapă, o gradă și o acumulăm. Pe urmă că imam mașina și... E greu așa? E foarte greu, dar ce să facem? Ați vrea canalizare? Canalizare, pentru a face canalizare în sat, e fost foarte. Cifrele oficiale arată o situație jalnică. Conform biroului de statistică, 70% din populație nu este conectată la sistemul de canalizare. Doar aproximativ 3% din cei care locuiesc în sate se pot lăuda că au condiții decente. Problema a reapărut în discuții la scară largă, după ce acum câteva zile un băiețel de 6 ani din Hâncești a murit după ce a căzut în toaleta din grădină. Anul trecut, o fetiță de 2 ani din capitală a căzut în WC-ul din curtea casei, adânc de 4 metri. Micuța a fost scoasă în siguranță de salvatori. Un caz soldat cu decesul unui copil a avut loc în 2018 în raionul Sângerei, iar altul în 2016 la Nisporeni. Procurorii au pus sechestru pe 10 imobile în valoare de circa 33 de milioane de lei ale lui Vlad Plahotniuc. Procuratura anticorupției anunță că a cerut judecătoriei municipiului Chișinău aplicarea sechestrului pe toate bunurile fostului lider democrat, iar astăzi magistrații au admis doar unul din cele 6 demersuri. Oamenii legii spun că vor contesta hotărârea. Avocatul acestuia susține că nu știe în ce dosar a fost aplicat sechestru și că nici măcar nu a știut de ședința de judecată la care s-a luat această decizie. Când se vor ridica restricțiile de călătorie în Europa? Nu există încă un răspuns clar la această întrebare, pentru că acest lucru depinde de evoluția pandemiei de la stat la stat. Primele care au anunțat că sunt gata să primească străini sunt țările care trăiesc din turism, precum Grecia, Italia, Spania sau Muntenegru.
Muntenegru a devenit primul stat din Europa liber de coronavirus. Autoritățile au anunțat că sunt gata să deschidă granițele pentru călătorii din țări ce raportează cel mult 25 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de persoane. Virusa i ono što je vrlo bitno da već jedan duži period mi nemamo novih slučajeva koronavirusa, tako da je to otprilike vrlo brzo jedna situacija corona free zemlje, gdje bi ljudi osjećali sigurnost i gdje bi ljudi bili... În 2019, aproape 3 milioane de turiști au vizitat Muntenegru, iar asta a însemnat peste 1,3 miliarde de euro în casări. Agențiile de turism din această țară au realizat mai multe clipuri de promovare cu care să atragă turiștii. Cipru a apelat la o metodă specială pentru a atrage turiștii și a promis că va suporta toate costurile pentru cei care se îmbolnăvesc de COVID-19 în timpul vacanței. Guvernul și-a făcut publică promisiunea într-o scrisoare deschisă și a anunțat că 100 de paturi vor fi rezervate în spitale special pentru turiștii care s-ar putea infecta, iar mai multe hoteluri sunt pregătite pentru a ține în carantină familiile lor. Pe 20 iunie, Cipru își va redeschide aeroporturile pentru zborurile provenite din țările cu risc scăzut ca măsură de relaxare anti-COVID. Grecia a extins ieri de la 19 la 29 lista țărilor de unde va primi turiști de la 15 iunie. Republica Moldova nu este în listă. Now it's time to start to opening up. From today we open up restaurants and bars. Thank God we are living in a country that has pretty much good weather, so we can use the outdoor spaces in order to gather, since the inner places are still closed. And from June 15, we are going to open the international flights. Vizitatorii vor fi testați aleatoriu pentru noul coronavirus. Lista va fi actualizată înainte de 1 iulie, când ar putea fi adăugată și alte țări. Și Spania a anunțat că de la 1 iulie este gata să primească turiști, iar Italia se deschide la 3 iunie. Opening of borders would depend very much on the situation, the health situation in each member state. So then it could be the possibility that the travel is being resumed between different areas, but this always has to be done based on the health situation and not on nationality or on the member state itself. Turcia, una dintre destinațiile favorite de vacanță ale moldovenilor, așteaptă turiștii de la începutul lunii iunie. Cei care vin cu avionul vor fi testați de COVID în aeroport. Chiar dacă nu se va renunța la all-inclusive, turiștii vor sta la mese și le vor comanda ospătarilor tot ce doresc să mănânce și să bea. Atât vacanțele cât și călătoriile vor fi diferite în această vară. Pasagerii vor purta măști de la intrarea în aeroportul de plecare până la ieșirea din aeroportul de destinație. Iar temperatura ridicată nu va fi mai mult decât un indiciu de simptom de COVID-19, nici de cum un motiv întemeiat pentru a refuza urcarea pasagerului în avion. Măsurarea temperaturii se va face doar pe aeroporturile unde există legislație națională în acest sens. Toate aceste reguli plus multe altele se regăsesc în protocolul întocmit de Agenția Europeană de Siguranță în Aviație. Dacă toți s-au deschis frizeriile, s-a gândit să facă un maraton de tuns. Un frizer rus a primit clienți fără oprire timp de 2 zile. S-a reușit să tundă și dacă va ajunge rusul în cartea recordurilor, aflați în câteva minute la știri. Titlul de cel mai talentat și premiul de 120.000 de euro i-au revenit aseară lui Radu Pălăniță. Acesta a oferit un moment plin de căldură și emoție cu piesa interpretată. În finala de acasă din acest an a show-ului României au talent a fost premiat și câștigătorii locurilor 2 și 3, iar premiul de originalitate a fost obținut de un băiețel din Republica Moldova. De meserie mecanic auto, Radu Pălăniță a mărturisit că pasiunea sa cea mare este muzica, însă s-a apucat de cântat abia la 36 de ani. Acesta l-a impresionat pe Florin Călinescu încă în etapa audițiilor, obținând un Golden Buzz. În marea finală, Radu a ales să interpreteze piesa lui Frank Sinatra, My Way. Iar cu banii primiți, fericitul câștigător spune că își va cumpăra o casă și va ajuta pe cei din jur. Radu Pălăniță! Radu a rămas fără voce, vă spun! Much more than this, I did it my way.
În acest an, în premieră, au fost recompensate pentru performanțele lor și locurile 2 și 3. Astfel, Sierra Vâșcan, fetiță care a îmbinat cântecul și natura într-un moment spectaculos, s-a ales cu locul 2 și suma de 20.000 de euro. Felicitări, Siena! Ai câștigat locul 2 la România au talent în sezonul 10! Bravo, Siena! Ce ai de spus? Bravo, Siena! În afară de țipete și urlete! Iar Mihai Țigaret, câștigătorul locului 3, ne-a oferit o nouă demonstrație de virtuozitate la pian, plină de emoție și eleganță. Talentul său a fost răsplătit cu 10.000 de euro. Mihai Țigaret! Felicitări și aplauze! Cel mai tânăr concurent al show-ului, băiețelul din Chișinău, Vlad Ciobanu, a obținut premiul pentru originalitate în valoare de 10.000 de euro. Micuțul a reușit să topească inimile tuturor cu momentul său de poezie. A umplut coșul cu flori, el a dat și a plecat. Vlad Ciobanu! Protestele se extind în SUA după ce un bărbat de culoare a murit sub presiunea genunchilor unui polițist alb. Sute de persoane au demonstrat aseară în fața Casei Albe. Au fost conflicte violente între protestatari și poliție în mai multe orașe, inclusiv New York, Los Angeles și Chicago. În Atlanta, clădiri au fost vandalizate și un vehicul de poliție a fost incendiat. Moartea lui George Floyd din Minneapolis în timpul unei arestări violente a reînviat sensibilitățile rasiale în Statele Unite. Purtând pancarde pe care puteau fi citite sloganuri precum "Nu ne mai ucideți" și "Viețile negrilor contează", mii de oameni au ieșit pe străzile mai multor orașe din Statele Unite, cerând să se facă dreptate pentru George Floyd. În timpul protestelor din orașul american Columbus, poliția a dispersat mulțimea folosind spray cu piper. Mai multe persoane au fost rănite. Pe măsură ce violențele s-au răspândit ieri în 10 de orașe americane, Pentagonul a ordonat armatei să pună la dispoziție mai multe unități de poliție militară din Statele Unite pentru a fi desfășurate în Minneapolis. Acolo manifestațiile continuă, însă nu mai sunt atât de violente după ce pe străzi a intervenit Garda Națională. Timp de 3 zile, manifestanții au distrus și avariat 200 de clădiri. Ieri, un jurnalist de la CNN a fost arestat chiar în timp ce transmitea în direct din mijlocul protestelor din Minneapolis, deși s-a identificat clar în fața ofițerilor. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Echipa a fost în cele din urmă eliberată, iar astăzi o jurnalistă a fost împușcată cu gloanță de cauciuc în timp ce era în direct. Are you okay? I'm getting shot. I'm getting... Katie, are you okay? Rubber bullets, rubber bullets. Polițistul care a provocat moartea lui George Floyd a fost arestat ieri. Acesta a fost pus sub acuzare pentru omor prin imprudență. Potrivit unei înregistrări a unui martor ocular, în timp ce George Floyd era imobilizat la pământ, polițistul i-a presat gâtul cu genunchiul, deși bărbatul de culoare plângea și striga că nu mai poate respira. El a murit la scurt timp. Fostul președinte american Barack Obama a declarat că așa ceva nu poate fi normal pentru America anului 2020, iar actualul președinte Donald Trump i-a numit bandiți pe cei care au ieșit pe străzi și dezonorează memoria lui George Floyd. Cel mai bătrân om de pe planetă locuiește în România. Dumitru Comănescu are 111 ani și 7 luni și a fost recunoscut de Cartea Recordurilor după decesul britanicului Bob Weighton, care a murit ieri la vârsta de 112 ani. Ce le spui la tineri ca să ajungă la vârsta matale? Ce să facă? Să învețe carte. La începutul anului, Guinness World Records stabilea că primii trei cei mai vârstnici bărbați în viața ai planetei erau un japonez născut pe 5 martie 1907, britanicul și românul Dumitru Comănescu născut pe 8 noiembrie 1908. În numai câteva luni, atât japonezul cât și centenarul din Marea Britanie s-au stins din viață. Experiența demnă de Guinness Book, un frizer din Rusia a avut mult de lucru după ridicarea măsurilor de carantină, așa că timp de 2 zile la rând nu a lăsat foarfeca din mână. A mâncat în timp ce muncea și nu s-a odihnit deloc. În 48 de ore a tuns 90 de bărbați.
Timp de două zile, frizerul Vladislav Demidovici din orașul Costroma a muncit fără întrerupere. Clienții l-au năvălit imediat ce s-a redeschis frizeria după carantină. Și-a propus să tundă jur de 70 de bărbați, dar s-a întrecut pe sine. На второй день я вообще не понимал, что происходит, я просто стриг и все. Там руки сами делали движения, я просто смотрел. Nimeni până acum, nu doar în Rusia, dar și în lume, nu a făcut un asemenea maraton, așa că toți colegii au fost alături. Мы фактически жили здесь, никуда не уезжая. Пели вместе песни, играли вместе в игры. Много всего. Тут все равно, как ни крути, это большой объемный командный процесс. То есть там работа с записями, работа с дезинфекцией инструмента, работа с самим, да, Владом, тоже элементарная поддержка. Deși recunoaște că era destul de obosit, Vladislav a reușit să-i facă frumoși pe toți bărbații care în aceste 48 de ore s-au așezat în fotoliul său de la frizerie. A reușit să tundă aproape 100 de clienți, gratuit și cu respectarea măsurilor. Не было того, что Влад засыпал или как-то сделал что-то неправильно, он сделал это все качественно и аккуратно. Ни разу не отдыхал. То есть он действительно, он только вот там кушал быстренько и также продолжал. Это очень круто. Я думаю, что это не каждый человек даже сможет просто вот продержаться так. Unul dintre clienți a venit special în ultima clipă pentru a-l ajuta pe frizer să stabilească recordul. Я когда шел, чуть-чуть, конечно, волновался, думаю, так как человек не спал, на протяжении 48 часов может что-то произойти, но вроде сел, все нормально, точно так же, когда и в обычный день к нему приходишь, вот все то же самое. Главное общаться постоянно с ним, потому что чтобы он никак не засыпал ничего. După 48 de ore fără odihnă în ultimele minute ale maratonului, Vlad s-a așezat în fotoliu pentru a se tunde, în timp ce colegii începuseră numărătoarea inversă. Acum proprietarul salonului vrea să trimită o scrisoare la Guinness Book pentru a înregistra recordul de cel mai lung maraton de tuns din lume. Dacă va reuși frizerul din Costroma să intre în cartea recordurilor, se va afla abia peste câteva luni. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 20. Până atunci, o zi frumoasă să aveți!